Bine, ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Cheța de la manelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 200, denumit Prințul Charles iubește România și medicina alternativă. În acest episod 200 vreau să vorbesc despre impresii la prima venire în UK, despre monarhia din UK și despre valurile de griji ce tot vin peste noi. Bineînțeles, să nu uit înainte de orice faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe radio.uk, pe Chris Media și pe YouTube. Oriunde asculti acest podcast, nu uita să dai un like, share și subscribe, în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți oameni cu putință. Desigur, în continuare am partea de recomandare de carte. În continuare recomand Dune Colecția Gateway de Frank Herbert, pe care o citesc chiar în momentul de față și adevărul este că mai am încă foarte mult de citit, respectiv vreo 400 de pagini, dar am ajuns la ultima carte din cele șase cărți și în principiu discutăm de faptul că este cartea Chapter House, chiar ultima carte din colecția asta, ultimele 400 din 2700 de pagini și abia aștept să văd cum se termină toată povestea asta. Chiar sunt curios să văd cum, cum termine omul nostru, povestirile și toate întâmplările din universul ăla incredibil. Acțiunea se întinde undeva pe vreo 5 6000 de ani, dacă nu chiar mai mult, așa că este, un, este o colecție foarte faină de cărți din colecția asta Gateway cu, bineînțeles, Dune. Începe cu Dune și continuă cu restul lucrurilor. Înainte de a intra în subiectele zilei și în ce am eu de povesti și ranturile mele obișnuite, uite că vreau să pomenez de câțiva oameni fine page. În primul rând despre Rand De Hub, care îți oferă sprijin pe probleme de Brexit și de muncă, în zona de nord a Londrei. Chiar au și un număr de telefon 0204-5131500 și te ajută, dacă stai în zona Londrei, bineînțeles, să te ajută pe probleme de Brexit, dar și de muncă. Alții de genul ăsta mai sunt cei de la WORK, WORK RIGHTS CENTER, bineînțeles, sunt și ei să zicem inundați în ultima perioadă de tot felul de cereri. După aia mai sunt aici de 3 million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor și ar fi bine să te înscrii măcar la contul lor de Twitter, ca să vezi foarte bine ce ce zic ei din când în când. Mai e apoi centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor, efectiv de promovarea drepturilor femeilor centrul filia. Ro. da www.centrulfilia.ro. Și chiar de curând am primit și eu de la directorul de comunicații al podcastului. Câteva linkuri interesante legate de de exemplu, viața femeilor și viața urâtă pe care o au o mulțime de femei. De exemplu, că de ce nu pleacă femeile? Știi că de obicei bărbații sunt cei care vin cu remarca asta, dar de ce nu pleacă dacă le e prost? Păi, în articolul pe care l-am pus în linkul de la secțiunea cu centrul Filia, o să vezi că e o imagine foarte interesantă, foarte spooky, foarte desperiat, cu cuțite băgate în treptele de lemn a unei case și se vede că e stil de casă în ala britanică. Cine locuiește în UK își dă seama cum e stilul ăla de casă britanică cu scările alea din lemn, care scârție de nebunești, destul de înguste ca să ajungi la etaj. Pe fiecare etapă în alea sunt post-it notes cu cuțitul băiat prin post-it notes până în trepți. Și atunci când îți vine să întrebi, să le spui femeilor de ce nu, de ce nu pleacă, e bine citește mai întâi articolul ăla ca să-ți dai seama de situație, și să-ți dai seama de ce este greu, efectiv, să plece. Pentru că le e teamă și multe femei, inclusiv în România, au stat în căsătorii, pentru că le-a fost teamă că vor fi omorâte după aia de către foștii soți. Și că o bună parte din femei care sunt omorâte sunt omorâte la un an de zile după divorț. Și se întâmplă asta și în România și în alte părți și în UK. Așa că citește articolul ăsta și vezi. Am mai pus un link tot în zona aia, ci că de la ONU, ci că o femeie este ucisă la fiecare 11 minute în lume. Și este o statistică tristă, dar ceea ce îmi place aici în UK este faptul că se atrage atenția asupra unor subiecte de genul ăsta. Știi? Și atunci, bineînțeles, dacă asculti podcastul ăsta, citind și linkurile urile alea pe mai departe, poți să îți dai seama de ce în foarte multe situații, cei de la The Guardian în special publică destul de des articole de, legate de drepturile femeilor. Cei de la The Telegraph nu prea fac treaba asta. Ei publică articole prin care efectiv îi pupă, pupă picioarele conservatorilor și tocmai de aceea nici nu mai The Telegraph. Îi ascund cumva sub preș o mulțime de, de lucruri și nu se ocupă prea mult de chestiunile astea sociale pentru că sunt beneath them, cumva sub ei. Și de-aia nici nu citesc. Îi las în pace. Și ultimul, ultima recomandare din secția asta, secțiunea asta cu oameni fine este ecler.org care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Ecler.org și că e Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică și împreună împotriva traficului de persoane la care România este în poziție de top. În loc să fim în poziție de top pe lucruri pozitive și la trafic de persoane legat de prime impresii pe care le-am avut la venirea în UK, prima venire în UK, cred că am mai povestit pe podcastul ăsta de vreo câteva ori cum a fost prima mea vizită în UK. Dar pentru cei care, pentru cei care ascultă episodul ăsta, pentru că e episodul 200, să vin destul de târziu în grupa asta de ascultători de podcast, uite că am, am și o mica secțiune de nostalgie pe care o povestesc din când în când cum ar fi, de exemplu, să îți reimaginezi prima ta venire în UK. Și prima mea venire în UK a fost și venirea în care chiar m-am stabilit în UK. <laughs> în mod normal, te duci într-o țară, prima oară o miroși și după aia te mai duci odată, vezi, stai în concediu, mai vorbești cu oamenii sau nu. Când am venit în UK în 2015, a fost cold turkey, de -n... te lași brusc de băut, de țigare, de ce vrei tu și, pac, ți-ai ales o viață total nouă, total diferită. Și aia am făcut în 2015, supărat și deziluzionat de o serie de proiecte pe care le făcusem prin România și n-am, ajuns la rezultatul dorit de către mine, zic ok, la un moment dat îmi iau bagajele și merg și în străinătate, mă duc în lumea largă ca să descopăr ce vreau să fac cu mine și cu viața mea și să văd care este treaba cu, să zicem, cu străinătate și cu cariera mea. Și până la urmă, într-un fel, a reprezentat o scăpare, și chiar asta am și folosit plecarea în UK ca o scăpare, ca o eliberare de supărările pe care le-am avea, le aveam. Și am folosit și prilejul ăsta ca să mă eliberez de o serie de lucruri pe care le tot făceau. O, serie de proiecte, o, o mulțime de chestiuni pe care cumva le făceam, dar care mi încărcau creierul și cumva nu mi-aduceau foarte multă bucurie într-un final, decât supărare și energie, multă energie consumată. Și așa că în 2015 m-am hotărât să vin în UK, în ideea de a mă angaja în IT și, bineînțeles, om te și om vedea de acolo. Vedem cum este toată treaba aia. Câteodată în viață ai nevoie de un șut din asta, de o escapadă. Să pleci, să te duci în lumea largă, ca mai apoi să-ți dai seama, ok, ce vrei de la viață, ce vrei cu viața ta și pe unde vrei să te duci, să zicem, cu, cu munca, cu joburile, cu hobby-urile tale și cu ce mai ai tu de făcut. Și când am venit în UK, mi-am spus, ok, nu o să mă ocup de chestiuni secundare decât de blogurile mele și, bineînțeles, de munca de zi cu zi, după care o să mă plimb cât pot de mult și o să învăț cât pot de mult despre viața în UK, despre ceea ce se întâmplă pe aici, limba, accentele, diversele bucățele de istorie pe care le-am mai învățat despre Londra din loc în loc și zic, pe aia o să consum creierul. În loc să fiu împărțit în foarte multe proiecte, care mâncau și zilele, și nopțile, și weekendurile. Și mi-a mi ca să zic așa, mi-a priit, mi priit, am lucrat șase ani de zile la o firmă, acum am început munca la altă firmă, undeva pe săptămâna viitoare o să fiu chemat să depun jurământul pentru cetățenie britanică, și au fost niște șase ani de zile, niște șase ani de zile foarte interesanți, mă gândesc că și următorii șase ani de zile vor fi la fel de interesanți, cu alte lucruri, alte chestiuni de aflat, de descoperit și de trăit. Dar prima, prima venire a fost destul de sperioasă, așa, știi, să seama, la un moment dat când nimerisem în microbus de la Luton, că toată lumea, cred că atunci când vine pentru prima oară în Londra, se duce prin Luton. <laughs> Venind de la Luton, erau două femei mai în vârstă, eu cream că sunt românce după împlăcăminte dar de fapt erau poloneze și când le-am întrebat ceva în române și nu știau nimic zic ups atunci m-a lovit zic băi nu sunt în România ce facem de acum încolo bineînțeles am ajuns la la hostel unde plătisem deja pentru o lună de zile și când am văzut că urma să stau vreo o lună de zile cu încă vreo 10 oameni în aceeași cameră a doua zi m-am hotărât să mă mut undeva zic mă dacă tot stau cu cineva în cameră, măcar să fie maxim unul sau alți doi oameni. Și a doua zi deja m-am mutat și am stat cu un coleg din, viitorul meu coleg era din Ecuador. Și am nimerit o cameră destul de mare, eu stăteam pe partea mea de cameră, el pe partea lui și fiecare își continua viața foarte bine, nu ne încurcam, plus că programul de lucru era mițel diferit pentru mine și pentru el, așa că nu ne-am încurcat prea mult unul pe altul, am stat acolo luni întregi, cred că vreo șapte luni din octombrie 2015 până prin martie, aprilie, chiar mai încolo, în 2016. Și deși, uite, vezi, când te duci în străinătate, că aici vreau să ajung la un subiect atins de către Escu Show, cu Ionus Țigănescu, făcut de, de curând, un episod făcut de Escu Show pe YouTube, despre viața de român plecat dincolo. Bine, show-ul respectiv are destul de multe înjurături, are și sunetul destul de distorsionat pe locuri, deci vezi că te-am avertizat când te bați să asculti acel show. Și vorbea de ceea ce descoperise el, Ionis, Ionuț Țigănescu, la momentul respectiv, în urmă cu cât 10-12 ani când am plecat din, din țară, și s-a dus undeva la o baie, undeva în Germania și a pus mâinile sub robinet și a văzut că curge apa așa automat, fără să apeși tu pe buton și era surprins de chestiunea aia. <laughs> și la fel, o situație de genul, am avut și eu o surpriză enormă când am descoperit că atunci când vii în UK, este aproape normal să stai cu un coleg de cameră, om pe care nu-l știi de nicăieri, vorba aia, știi? omul ar fi putut veni din America de Sud, din grupele de gherilă și la un moment dat te pomeneai că era legat și vândut pe undeva, nu? Tot fel de chestii, tot fel de gânduri din asta îți trec prin cap. În România, de exemplu, dacă te duci la oraș, nu ți imaginezi tu că o să stai cu un coleg de cameră. Vorba aia, te duci dintr-un oraș mic la București, nu te duci ci să împarți chiria pe o cameră cu un cineva, care, om pe care tu nu-l cunoști de nicăieri. Dar în Londra, când vii, sunt mulți oameni care fac treaba asta cu alții 2, 3, 4 oameni, cu 4 supraetajate și plătești vreo 300 de lire. Acolo o să vezi surprize interesante în toată povestea asta cu descoperirile pe care le faci și despre tine și despre viața în Londra. Dar eu comparam cu viața de hostel, zic, decât cu 10 oameni în cameră, mai bine cu un alt om. El pe partea lui, eu pe partea mea. Dar ne-am înțeles oameni faini, am rămas prieteni, el s-a bucurat foarte mult că a ajuns să cunoască un român cu care s-a putut înțelege, bineînțeles. Și eu m bucurat să cunosc un sud-american, efectiv un ecuadorian foarte harnic și un om cinstit și un om foarte simpatic. Dornic să, să învețe și limba și obiceiurile pe aici. Vorba aia omul venise prin Spania. Mi se pare că avea pașaport spaniol și așa a ajuns el în UK, nu oricum. Dar gândește-te că foarte mulți români, chiar înainte de liberalizarea pieței muncii undeva în 2014, foarte mulți români au venit în UK pe tot felul de sisteme. Fie prin viză, fie ilegal pe varianta Irlanda de Nord și cine știe ce pașapoarte făcute, inventate, ce vrei tu pe acolo. Românii cumva au fost inventivi și au ajuns în UK pe tot felul de metode. Vorba, există tot fel de anecdote când auzi vorbindu-se între români. Și cel mai probabil fiecare a avut surpriza lui când a venit în UK. Surpriza mea a fost că în, în UK când te muți, n-ai nicio problemă să stai cu un coleg de cameră, cu un om pe care nu l-ai cunoscut ever în viața ta. Și de acolo încolo am fost, bineînțeles, destul de surprins să descoper că anumite canale au formă pătrată. Zic, păi, da, ce cu ăștia sau anumii, au formă nea de romb când te duci din Tuting pe jos înspre Balham, adică mergi pe strada aia principală și te duci pe... înspre nord, efectiv. Te duci la Tuting, Tuting Back, Tuting Back, după aia te duci la Balham și vezi tot felul de canale în alea ciudățele. Era surprinzător cumva pentru mine. Față de România, unde știm că avem doar canalele alea, alea rotunde. E un detaliu, să zicem, irrelevant, dar este un detaliu care cumva a contat pentru mine, zic, mergând către muncă, uite ce văd eu în mersul meu, mai făceam o poză pe aici pe acolo și adevărul e că după ce să ai o perioadă bună în UK sau cel puțin în Londra, oamenii ar trebui să-ți arate doar o singură poză și știi să deosebești și zici, ok, poza aia într-adevăr este din UK, față de alte zone, știi, că deja te înveți. Arhitectura e de un anumit fel, marcajele pe soadă sunt de un anumit fel, trotuarele și zonele, clădirile și așa mai departe, deja te înveți. Cumva, încetul cu încetul, după an bun de zile, poți să spui că și tu devii partea vieții și a, ce știu, decorului londonez, ca să zic așa. Că la un moment dat, știi, a apărut să-și întrebarea aia. Ești londonez sau când te poți considera londonez? Păi, din punct de vedere juridic, ești londonez atâta timp cât lucrezi și locuiești aici, plătești taxe, mai ales că și botezi în locul ăsta. Deci, tehnic vorbind, sunt londonez. Că oamenii se simt sau nu se simt londonezi, ei, bine, e o altă discuție care putem să o avem în alte episoade. Dar prima mea venire a fost și o venire în care chiar m-am și stabilit în UK. N-aș fi crezut vreodată că o să fac treaba asta. Am zis că vin pentru vreo câteva luni de zile, nici nu am informat prea mulți oameni, am vorbit doar cu vreo câte oameni din jurul meu și am spus, băi, merg în UK, așa și pe mai departe. Bineînțeles, în banii am fost motivul pentru care am venit în UK, am vrut să am și eu un fel de liber de gânduri, de proiecte, de ce vrei tu și bineînțeles să experimentez o societate nouă și să mă concentrez, să mă focusez mai mult pe ceea ce vreau să fac în viața asta, amărâtă. Și asta este prima, primele impresii pe care le-am avut mi-au rămas așa foarte puternic imprimate, bineînțeles, mai ales când ajungi în zone gen Canary Wharf, unde locuiesc acum, sau în mile, Square Mile, în centrul Londrei, unde vezi clădirile alea, zgârie nori. Vorba aia. când te uiți de jos la clădirile astea care au, ce știu, 50, 70, 90, 100 de etaje, zici, boite, sunt în New York. Și în principiu când vii în Canary Wharf, probabil Canary Wharf este cel mai apropiat lucru de ceea ce crede tu că este Manhattan în New York. Și atunci dacă vii în, în Londra să vizitezi chestii, când te duci pe la St. Paul's Cathedral, London, Eye, ce vrei tu, du-te și prin Square Mile și du-te și prin Canary Wharf să vezi blocurile alea tun, cât de mari și de interesante, să-ți dea o mică impresie de cum ai fi tu, să zicem, dacă te-ai prin New York, prin blocurile, pe lângă blocurile la tun. Gândește-te că mai tot românul l a văzut filme cu New York, cu America, cu ce vrei tu, și are fiecare, fiecare român are o să în de curiozitate, mai cum ar fi să stai sau să locuiești pe acolo. Și da, impresiile astea legate de, de prima venire în UK au rămas cu mine și probabil din când în când o să mai vină în cap. Acum deocamdată nu mai vreau să mai vorbesc despre aceste impresii, ca să vorbesc despre alte subiecte, că vorba aia imediat. Ajung să vorbesc numai despre prima venire, fără să dau extraordinar de multe alte informații despre restul subiectelor din ziua de astăzi. Și așa cum am promis, uite că al doilea subiect de astăzi, pe care vreau să-l acopăr, este monarhia din UK. Și că de multe ori se discută de monarhie, că, în principiu, cumva, sunt tot mai mulți români care ar sunt de părere că dacă monarhia ar fi continuat, cumva mai devreme să mai târziu, România ajungea într-o într republică sau într-o situație de a face o trecere la o republică mult mai frumoasă și mai sănătoasă. Adevărul este că, comparativ cu comuniștii, slash naziștii, și ce vrei tu, monarhia, cel puțin monarhiile noastre, cum e cea din UK, sunt o alternativă extraordinar de bună. Și în România, chiar în stilul ăla de monarhie, în care, într-adevăr, teoretic, era o monarhie ceva, cu ceva mai multă putere, tot am fi reușit ca țară să ieșim ceva mai bine, știi? Și te gândești de foarte multe ori venind în UK și văzând că aici, într-adevăr, monarhia are mai mult un, un rol de simbol. Bineînțeles, până la urmă să nu uităm că regina are destul de multă putere și destul de multă avere, ca să zicem, pe UK, dar așa ca idee, e pe post de simbol și uită-te că se poate rezolva, poate fi bine și până la urmă toată lumea este mulțumită. Inclusiv dintre votanții conservatori. Dacă îi întrebi dacă ar fi de acord cu abolirea monarhiei complet, o să vezi că sunt și în câteva ape. Și de la laburii sunt unii care ar vrea să, abolea, să, să, să ar dori abolirea monarhiei și de la conservatori, dar sunt și echipele celelalte. Știi, vor, vorba mea este că nu trebuie să schimbi ceva ce funcționează. Și în principiu, probabil, din, ce, din ceea ce am văzut eu și din ceea ce mi s-a părut mie legat de monahie, nimic nu trebuie schimbat. Vorba aia, când te duci să depui jurământul, tu depui jurământul să respecti, să respecti să te supui și reginei și UK. când te și faci un jurământ dublu, nu merge cu una, cu două. Deci un jurământ și pentru regină și pentru UK. Așa că îți dai seama, tu depui jurământul și atunci este puțin probabil ca tu să fii printre aia care la un moment dat zice ok, vrem abolirea monarhiei. Până la urmă, știi, nu trebuie să schimbi ceva ce funcționează. Mai ales în stilul și în sistemul din UK. Și, bineînțeles, nu apar foarte multe știri legate de monarhia din UK și întrebarea generală care vine de la cineva care e în afara UK-ului, zice, băi, ai văzut-o pe regină? Și adevărul e că nu. Prea mulți oameni, inclusiv britanici, o văd pe regină pe viu sau să zicem trecând pe lângă ei. În primul și în primul rând pentru că la regină nu ajunge mai nimeni, doar oficialitățile. Și în al doilea rând, regina nu prea face plimbarea așa în parcul publice, s să vadă toată lumea. Când are treburi, se duce cu convoiul de mașini dintr-o parte de la, un, de la un palat la altul, na? pentru că discutăm de regină. Se duce de la un palat la altul cu caleașca magică și nu are nimeni șansa de a vedea sau de a sta de vorbă cu regina. Doar câțiva oameni care sunt implicați în proiecte extraordinar de mari, ori fac parte din guvern și cam atâta poveste. Așa că, da, nu ajungi să stai de vorbă sau să o vezi pe regine, decât în cazuri excep excepționale. Și cam atât am avut de zis despre monarhia din UK. Vorba aia, nu schimbi, Ceea ce funcționează. Desigur, desigur, dacă te uiți la modul în care construit legislativul din UK și cu Camera Lorzilor, ai zice că e o problemă destul de mare când vezi că acolo sunt numiți unii oameni pe viață. Dar, într-un mod interesant, nu odată cei din Camera Lorzilor au trimis înapoi către Camera Comunelor anumite legi care, efectiv, fie nu respectau, să zicem, regulile bunului simț, O nu respectau drepturile umane, ori pur și simplu erau niște legi în alea foarte ciudate, cumva împinse de către guvernul conservator, care e, are tendințe în alea foarte ciudate de autoritarism efectiv. Și atunci camera lor zilor a fost situații în care am prins înapoi și a spus, Bă, băi, vedeți că voi vreți să dați puțin că prea multă putere statului în relația cu, efectiv, cu cetățeanul obișnuit. Și uite că o structură nealeasă de o oameni într-un mod democratic cumva luptă mai mult pentru democrație sau cel puțin nivelul democratic care există în UK. Ciudat lucru, dar uite că asta este toată treaba. Și cam atât. Hai să mergem <laughs> să discutăm un minut, două și despre valurile de griji în care vin peste noi. uite că în momentul de față noi cumva în UK scăpăm de coronavirus. Sunt tot felul de de voci care spun că ar trebui să insistăm pe mai departe cu lockdown-uri, lockdown cu vaccinări și, bineînțeles, cu teste. Ideea este că, de vreme ce probabil 98% dintre oameni au deja anticorpi, fie că s-au îmbolnăvit de COVID, fie că au fost vaccinați, gândește-te că regula generală în UK este la un moment dat să scoată orice fel de restricție ca să meargă mai departe economia, țara, ce vrei tu pe mai departe. Și atunci, uite de că, deocamdată, în momentul de față, ar trebui să ne simțim, să zicem, privilegiați în UK, pentru faptul că ne putem continua viețile într-un mod aproape normal, aproape normal, pentru că, în continuare, oamenii se, inf se infectează, chiar dacă sunt vaccinați, se pot îmbolnăvi, dar nu mai sunt cazurile care erau înainte, vaccinurile, într-adevăr, au salvat foarte multe vieți și, bineînțeles, sunt un fel au salvat și viața de zi cu zi sau economia din UK. Și când vorbesc de valuri de griji care vin peste noi, uite-te că scap de COVID și acum te lovește costul energiilor. Deja am simțit și noi pe aici cât ne costă la încălzire, am, am ajuns să plătim undeva de vreo 3-4 ori mai mult și nici nu s-a terminat luna bine. Și costurile astea de energie lovește pe foarte, foarte mulți oameni. Bineînțeles, dar fiindcă noi stăm într-un bloc din ăsta turn nou construit, noi nu primim ajutorul ăla de la UK. Guvernul UK dă, mi se pare, 150-300 de lire, ceva de genul ăsta, pentru casele care sunt în banda A și D. Noi, sunt, cum suntem în banda E și F, mai încolo, ceva mai moderne, nu o să primim uh, sprijinul ăla. Nu că ar fi însemnat foarte mult, dar adevărul e că 150 de lire ar fi însemnat încălzirea cam pentru o lună, cam aici. Ne costă, ne costă de, de în perioada asta. Dar putem să ne consolăm cu ideea că nu este frigul din Brașov, din România. Să zici că ești acolo la minus 10, minus pe grade timp de câteva săptămâni bune și ai nevoie să dai căldura la maxim pe aici. Aici, în UK, ok, cât de cât vremea, chiar că este norată și ploiasă în ultima perioadă, cât de cât vremea este suportabilă și acceptabilă. Adică 0 grade peste. Cam asta este toată ideea. Mai avem de suportat încă vreo săptămână, două și din martie deja se mai calmează și, și costurile vor fi mai mici. Dar ne-au lovit. Așa, tot așa. Iar următorul val de grijă ar fi că dacă cumva iese război între Rusia și Ucraina, iarăși vor fi alte creșteri de prețuri, cel mai probabil la energie și cine știe la anumite materiale. Că vorba aia dacă nu reușești să obții suficient de mult uh, petrol, cum îi zice, benzină, motorină, ce vrei tu pe acolo, din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, uite că iarăși va fi o chestiune complicată și o altă grijă pentru oameni. Și vorba aia, știi cum e? 2022 cum va începuse bine. Adică te gândeai că o să se ducă până la urmă valul asta de COVID și sperăm noi că ar fi ultimul mare val de COVID. Ne-a lovit problema asta cu energia electrică în OK și ziceam, OK, cum am trece și de asta? Vine vara, mai scăpăm. mai uite că acum e posibilitatea de conflict în estul Europei și ziceam, am stresul mai mare pe români, că vor avea un război la graniță, din nou. Și atunci, cum a fost și în 2014, la fel, un alt stres, o altă teamă, o altă supărare pe, pe capul oamenilor. Și așa, da, avem valori de griji care tot vin peste noi. <laughs> și gândește-te, 2022 n-a început chiar atât de bine. Suntem deja în a treia săptămână, sau aproape în a treia săptămână din, din februarie și totuși a lovit puternic în, în, în oameni, ca să zic așa. Da, ce să face? Știi cum este, trăiești și supraviețuiești. Până una alta cam despre asta am vrut să vorbesc. Ah, ce mai vreau să zic la un moment dat despre monarhia din OK, uite că la un moment dat a fost știrile asta cu prințul Andrew. Și a fost luat la șutul de către regină și s-au retras tot felul de titluri. Și regina este foarte strictă în ceea ce privește modul în care este prezentată regalitatea și modul în care fiecare membru din familia regală își respectă atribuțiile. Și atunci când a văzut că prințul Andrew este luat la șuturi în mod public pentru măgăriile făcute, cu Jeffrey Epstein, cu pedofilie și ce vrei mai departe, era atunci șut un în a doua, aluncat sub, sub autobuz, cum ar veni vorba sub double decker. Și o informație pe care am aflat-o tot mai nou legată de, ce știu, gossip sau informații legate de legalitate, uite că prințul Charles, Știm foarte bine că el iubește România, mi se pare că zona Ardealului se duce în vizită, probabil aproape în fiecare an, într-un anumit sat, am și uitat care, dar nu contează, important e că face vizite în România. Ce este iarăși interesant este faptul că este fan medicină alternativă. Ori eu, ca fan de metode științifică, de știință, ce vrei tu este o chestie tristă și supărătoare să bătea asta. E bine că iubește România, dar pe de altă parte place medicina alternativă. Asta este. Îți dai seama că până la urmă și regalitatea, e formată din oameni care au și cu bune și cu rele și cu gândurile lor, cu pe care le-au ei pe acolo. Chiar în zona de show, nu ți-am pus aici link către Science Based Medicine, în care povestește despre mare iubire a lui prințului Charles cu medicina alternativă. Mi se pare că la un moment dat, pe la -o vârsta de 34 de ani de zile, a vorbit cu oamenii de la, cu oamenii de știință de la British Medi pardon, cu doctorii de la British Medical Association și le povestea de puterea spiritualismului și le spunea oamenilor de la British Medical Association să-și folosească intuiția în loc să caute dovezile științifice. <laughs> și se pare că el cumva este foarte mult atras de misticism și prea puțin către știință, în principiu. Așa că <laughs> este interesant că el este și fan acupunctură, terapie Gerson, reflexologie, ideologie, efectiv, homeopatie, toate chestiile astea, știi? <laughs> și da, e, e pe de o parte tristă treaba asta, dar pe de altă parte e bine că nu are un rol extraordinar de mare. Vedem ce, ce se facă în momentul în care o să ajungă rege. Vorba aia. regina a ajuns la jubileul de platină anul ăsta, 70 de ani de zile de domnie, ce mai mult dintre toți domnitorii britanici. Și după ea va veni, bineînțeles, prințul, prințul Charles și după prințul Charles va veni prințul William. Și atunci când va veni prințul Charles, sunt curios dacă va urma regulile reginei. De exemplu, regina Elisabeta II este destul de retrasă. Nu vezi prea multe informații când vine regina să vorbească. Ea vorbește pe subiecte importante de interes național. Și nu se implică în scandaluri pe aici, pe acolo. Nu. Are câte un mesaj important îl transmite către tot omul. Când o să fie prințul Charles la conducere, să, să să te ții cumva bine, mai ales dacă este așa de mare fan medicină alternativă. Acum vom trăi și vom vedea și vom ajunge în zilele alea foarte curând. Că în principiu, teoretic, acum că vrei să nu vrei să auzi, în următoarele ce două decenii o să ai două mormântări de regi, o regine și un rege. Și atunci îți dai seama, UK se pregătește cumva de evenimente majore în următoarele astea două decenii, în afară de ceea ce se întâmplă în jurul planetei. Și iată ne ajuns la final de primă parte a podcastului. Această primă parte va fi difuzată pe radio.uk, joia pe la ora 6 seara. Cine vrea să asculte podcastul în toată lungimea lui, să nu intre, să intre pe manelcheța.com și să caute episodul 200. Ne mai auzim, baptă! Hai să învățăm acum ceva alternative pentru cuvântul bat. You're doing really good, but you're not that good. Și alternativele pentru cuvântul but în limba engleză ar fi and, though și however. Și atunci, în principiu, ca să nu anulezi efectiv lauda dată cuiva, folosind and, but, uh, and, though sau so, however, o să te ajute ceva mai mult. Deși, teoretic, știu engleza destul de bine, am destul de multe probleme la exprimarea propriu-zisă, la crearea unui discurs elocvent, corect, bine stabilit, cuvânt cu cuvânt. Și de aceea urmăresc tot felul de materiale care ar părea că sunt de începător. Nu e nimic, învățăm, tăim și învățăm. În fiecare zi învățăm ceva nou. Și așa, ca alternativă pentru but, I, I and și You are doing good and I feel that you need to improve some other stuff. So, you're doing good, though I guess you need to get some other stuff really improved. Sau, so, o altă chestie, your idea was really good, however, I, th I think you should improve A and B. Și atunci când alte, folosești alte expresii, în loc să folosești but, care înseamnă dar, atunci reușești să crezi un discurs ceva mai bun și oamenii din jurul tău nu o să se mai simtă așa de atacați. Hai să mergem la secțiunea de informații practice, ci că grijă la atacul de cord. Recent, cei de la NEC s-au făcut o campanie video în care îi anunța pe oameni că și pe la 30 de ani de zile în sus poți să faci atac de cord. Și atacul de cord, de obicei, este văzut ca, este resimțit ca o durere în, în piept și după aia se duce către mâini, în stânga și în dreapta, și îți dai seama în momentul respectiv că ceva nu este în regulă, efectiv. Că la un moment dat când te îmbolnăvești sau te accidentezi, la un moment dat îți dai seama că ceva nu este în regulă. Și atunci campania asta a fost lansată de curând și a spus bă, uite, oameni de vârsta de 30 de ani de zile pot fi afectați de atac de cord, nu oricine. Și atunci trebuie să suni repede la 999 ca să trimite ăștia repede o salvare. Bună chestie, n-am știut, efectiv n-am știut. O altă chestie interesantă, dacă ai presetul status, nu pleca din UK mai mult de 2 ani de zile, pentru că îți vei pierde setul status complet. E bine, sfatul meu este să nu pleci din UK mai mult de 6 luni de zile, pentru că dacă ai plecat mai mult de 6 luni de zile, timpul pentru a obține setul status ți se resetează. Adică ai stat 4 ani de zile în UK, după aia, în anul 4 te-ai dus 7 luni de zile în, în afara UK-ului, când te-ai reîntors, ci s-a resetat uh, timpul și atunci o să spună, ok, tu acum te-ai dar uh, intri în anul numărul 1 de SETTER STATUS și cumva trebuie să te duci la HOME OFFICE din nou să zici, măi, mai dați-mi un PRIX SETTER STATUS ca să obțin acel SETTER STATUS, așa că grijă mare, informează-te legat de plecările din apariul cheiului nu pleca ever mai mult de șase luni de zile pentru că o să te afecteze la setul status și ți se prelungește până te plictisești, până ți se lungesc urechile. Și în mod sigur nu vrei să tot aștepți după acte de la home office, mai ales că home office acum are probleme destul de mari în rezolvarea dosarelor care sunt deja pe rol. Viața în Londra și în străinătate, o altă secțiune pe care o mențin aici, ce că A Visit to the Sherlock Holmes Museum. <laughs> e un mod interesant să spui că e muzeul Sherlock Holmes pentru că Sherlock Holmes nu există și n-a existat ca personaj real. Muzeile, de fapt, sunt construite în jurul unor idei reale. Evenimente, arhitectură, cultură, ce vrei tu. Chestiuni care au existat. Sherlock Holmes nu a existat. Sherlock Holmes este personaj din film și din carte. Dar, totuși, uite-te că te duci pe Baker Street și există Baker Street 221B și acolo este Sherlock Holmes Museum. În mod normal, Baker Street 221B nu exista. Când a fost scrisă cartea respectivă, nu exista efectiv Baker Street. Intenționat a fost ales acel Baker Street pentru că undeva se termina, nu știu pe la ce număr, nici n-au spus ăștia efectiv cum, dar uh, mi se pare că <gântuia> nu există efectiv 221B. Și ce s-a întâmplat? La un moment dat s-a discutat cu Westminster Council și au spus, „Hai haide să facem în așa fel încât să creăm acest număr 221B și aici să punem muzeul. Și până la urmă au fost de acord. Și uite ce înseamnă să creezi o carte și cartea aia să creeze un fenomen cultural și în UK și în multe alte locuri, ca mai apoi acest fenomen cultural să ducă la schimbarea unei străzi, efectiv unei, unui număr de stradă. Ei, aia înseamnă putere. Când ai o anumită, efectiv, când ai o anumită carte scrisă foarte bine, și la un moment dat duce în schimbarea unor geografie efectivă a unei străzi. E extraordinar. O să merg eu odată la acel muzeu. Am văzut mai multe tipuri de filme cu Sherlock Holmes. Din păcate, n-am citit niciun fel de carte cu Sherlock Holmes și probabil că n-ar fi rău să încep să citesc și o carte. Mergem pe mai departe. Tipul ăsta, Ivan Edinger, a scris un, a făcut un filmuleț nou în care povestea o chestiune destul de urâtă legată de sharehold. Și anume, la sharehold, bineînțeles că tu deții doar o parte din casă și pe rest tu plătești, să zicem, cum îi spune, chirie. Dar nu e problema. Problema mare în toată chestia asta este că, una la mână, la sharehold nu primești cele mai faine locuințe. La sharehold nu primești locațiile cele mai faine. La sharehold sunt situații în care dezvoltatorii de la Bellymore fac o intrare separată pentru aia care plătesc prin sharehold, față de cei care plătesc cu banii jos. Și o altă chestie, la sharehold ajungi pe termen lung să plătești mai mult decât ai plăti dacă ai avea cu banii jos. Și, ghăsat, mai e încă o problemă. La sharehold. Chiar dacă tu deții doar o parte din locuință, reparațiile trebuie să fie plătite complet de către tine. Și atunci e o chestie de discutat acolo ce, am, ce reparații trebuie făcute, ce sunt acoperite, cum sunt acoperite, pentru că dacă tu nu deții totul și tu plătești chirie către cineva, e bine, acel cineva ar trebui să participe și cu ăla, de exemplu, boilerul, frigiderul, alte chestii care sunt deja date în locuința respectivă, normal că și dezvoltatorul ar trebui să le plătească. Dar nu. Dacă e sharehold, uite că tu plătești full. Tocmai de aceea asta nu este o soluție chiar foarte bună când e vorba să vrei să ai locuința ta. De fapt, nu. Tu nu ai locuința ta. Este o altă formă de stat în chirie. Cam asta trebuie să fie gândită toată treaba asta. E o altă formă de stat în chirie. Dacă ți chestiuni în leasehold, ceva de genul, să zicem, prin help, help to buy. La help to buy este o altă situație în care, într-adevăr, tu deții locuința de la început, dar ajungi în timp să plătești chiar o groză de bani înapoi către statul britanic, pentru că tu plătești întotdeauna la valoarea actuală a locuinței. Și atunci și acolo, deși îl deții 100% din locuință, uite-te că la fel o să ajungi să plătești destul de mult, chiar mai mult decât atunci când e vorba să îți iei o locuință. Așa că, dacă îți iei locuință, va trebui să te chinui, să faci cumva să obții, să ții -ți deoparte 10-15% ca să iei restul de la bancă și să îți faci toate discuțiile discu astea cu banca direct, fără să mai treci prin sisteme în care, la un moment dat, o să fii, să zicem, subminat. Depinde de oameni. Unii oameni preferă să aibă un sharehold vor plăti mai puțin decât o, o chirie obișnuită și poate să duc mai departe. Știi cum este? Fiecare își alege cum, cum adorme. Tot la legat de viața în Londra și în sănătate, este tipa asta canadiancă, Adventures in Apps, spunea, a făcut un filmuleț nou în care povestea, ok, ce fel de aplicații trebuie să ai când vii în UK. Și acum, dacă stau să mă uit și eu foarte bine, am o serie de aplicații și pe telefon pe care le folosesc destul de des. Una dintre ele este CityMapper, ca să te plimbi de colo-colo. O alta dintre ele este London Tube. Foarte faină aplicația asta, pentru că îți arată pe metropol unde, pe, pe unde te poți duce și tu liniștit. O altă aplicație pe care o mai folosesc destul de des este Uber-ul, pentru că trebuie să te transporti de colo-colo foarte bine. Bineînțeles, când îți faci treburile și viața în UK, este bine să ai și alte aplicații, gen aplicațiile de la, telefon, de la băncile tale, că e HSBC, că e Barclays, că e Lloyds, că e NatWest, ai grijă să-ți instalezi aplicațiile alea. O altă aplicație de care ai avea nevoie în mod obligatoriu este cea de la HMRC. Aplicația de la HMRC îți permite să verifici ce bani trimite firma la care te-ai angajat și cum se plătesc impozitele pentru tine. Așa îți dai seama că firma la care te-ai angajat într-adevăr își face treburile în mod legal. Așa că fă roșii de aplicația de la HMRC. Dacă trimiți pachete, colete ce vei tu, nu uita să ai aplicația și de la firma respectivă. La un moment dat am trimis o serie de plicuri prin Royal Mail, și mi-am mi făcut cont la ăștia de la Royal Mail, am trimis și atunci pe aplicație pot să văd fiecare pas din uh, transportul pe care îl face respectivul pachet sau plic, în principiu. Bineînțeles, printre alte aplicații pe care le-am mai pus este Next Door, o aplicație care îți permite să, să te conectezi cu vecinii tăi, după aia mai este o altă aplicație numită Walk Safe, adică să mergi în siguranță, când ai activat aplicația asta, dacă treci printr-o zonă unde a fost o trăhărie, îți <gântu -i> apare un mesaj și pac, la 100 de metri de tine, mai sus a fost o trăhărie. Poate, poate ai vrea să ai aplicația asta pe telefon, depinde de, de, tine. O aplicație ce ține de vreme e Air Visual. Adică, măcar o dată sau dacă nu mai multe ori pe zi, mă uit pe Air Visual să-mi dau seama dacă nu cumva plouă, dacă este înorat, și care ar fi temperatura. Bineînțeles, poți să ai o, o tonă de alte aplicații, dar cam pe aia o, o folosesc. Bineînțeles, mai am și aplicații de la Credit Score. Și am uh, cea de la Credit Karma, care este conectată cu TransUnion, este cea de la Clear Score, care e conectată cu Equifax. și mai este aplicația chiar de la Experian. Și atunci, în principiu, pe UK trebuie să-ți verifici și credit scorul pe trei agenții diferite. Gândește-te că nu de puține ori am văzut servicii ale Guvernului UK făcând credit reference checks și îți face prin Experian. Și așa că trebuie să ai grijă ca datele din Experian să fie cât, cât se poate de corecte și de actualizate, pentru că inclusiv servicii de la Guvernul UK se vor conecta la Experian ca să afle. Detalii de credit score-ul tău și cine știe ce alte chestii, gen dacă ai avut probleme cu banii, pe unde ai călătorit și de fapt pe unde ai locuit, știi istoricul de adrese, știi. Așa că nu uita: Credit Karma, aplicație, ca să te conectezi la TransUnion, Clear Score, ca să te conectezi la Equifax și Experian, ca să te conectezi tot la Experian. Și bineînțeles, dar fiindcă eu călătoresc destul de des cu metroul, am și cu autobuzul, am TFL Oyster. Chiar e aplicația asta foarte faină și pe TFL Oyster mi arată cât mai am pe cardul de TFL și pe unde am călătorit și cât am plătit pentru fiecare. Și cam asta este ultima aplicație pe care o mai recomand în momentul de față. Alte aplicații n-ar mai fi pe care să le pomenesc neapărat. Ori ar mai fi ceva gen, ce știu, Uber Eats. Uber Eats, de unde comanzi mâncare, de da? și de Deliveroo și alte chestii ce vrei tu. Și mai am, bineînțeles, pe Twitter. Și pe Twitter am dat follow la câteva canale din asta sau câteva conturi ce țin, ce știu, de autoritățile locale unde stau eu în zona Tower Hamlets și câteva secții de poliție tot din zona asta a Tower Hamlets să văd dacă e ceva de ținut minte și de urmărit pe Twitter. Și cam atât. Așadar, din nou, aplicațiile fiind London Tube Map, e City Mapper, după aia ar mai fi Twitter-ul, Twitter-ul merge tare pe UK, ca aplicație generală, Uber eats -ul. aplicația de la HMRC, să-ți vezi istoricul de salarii plătite, Royal Mail, dacă ai nevoie de aplicație acolo, AirVisual pentru temperatură, Credit Karma pentru Credit Score, Clear score, pentru Credit Score, Experian pentru Credit Score și TFL Oyster ca să vezi pe transport. Și cam atât cu aplicațiile de UK când te-ai mutat în UK. Bineînțeles, vor mai fi multe altele, dar acum descoperi în timp ce ai tu nevoie. Și acum pe partea de final, hai să vorbim de ceva actualități britanice și londoneze. În zona Oxford Street sunt acei pedicab, acele biciclete stil taxi cu multă, cu muzică dată tare, care, efectiv, păcălesc oamenii de bani. În mod normal, ei cam cer 10 lire să te plimbe 2-3 minute pe acolo prin zona Oxford Street și să te plimbe și în gălăgirne în urmă. Dar unii sunt șmecheri. Se uită la oameni și, la un moment dat, ar trebui să vină poliția să recupereze 180 de lire de la un, acest, un asemenea operator de pericab. Le spuseseră unor oameni Ok, vă ducem pentru 18 lire timp de 3 minute." și la un moment dat, la final, le-a cerut 180 de lire. <gângătă> și oamenii au chemat poliția și oamenii au și dat bani. <gântă> nu dă niciun caz să nu dai bani. În primul și în primul rând, nu te duc cu acele biciclete stil taxi de pe Oxford Street. Evită-le, pentru că sunt niște scamatorii ordinare. Vrei să te duci pe zona respectivă? Mergi pe jos. Și niciun caz să nu plătești... La un moment dat am înțeles că 10 lire parcă era cumva acceptabil, dar 180 de lire, enormitate. Ce am aflat de curând este faptul că prețurile de la Transport for London vor crește. Și vor crește, desigur, pentru că nu mai există o parte din subvențiile de la guvern. Bineînțeles că, atunci când au fost alegerile anul trecut, candidatul conservatorilor zicea că el va avea bani suficienți să asigure TFL-ul. Tf de ce? Păi, dacă la guvernul UK este tot conservator, normal că TFL-ul în momentul de față avea ceva mai mulți bani, dar nu dacă în guvernul lui sunt conservatori, normal că au căutat să-l calce în picioare pe sadican de la laburiști în Londra. Și tocmai de aceea, vezi, mai devreme sau mai târziu, trebuie să crească prețurile de la TFL pentru că sunt ceva costuri cu serviciile alea și toată lumea apreciază TFL-ul pentru că este curat și foarte bine organizat și nu te rătăcești pe acolo și bine întreținut. Foarte mișto, așa că asta e. Prețurile cresc cu 50% în funcție de situație. Ce am aflat de curând este faptul că britanicii din Ucraina sunt sfătuiți să plece urgent din cauza unui atac iminent al Rusiei. Ce ziceam eu de valurile de supărări pe care le avem noi, uite, acum britanicii, o parte din britanicii din Ucraina vor veni, o altă parte rămân acolo pentru că am înțeles că au familii care acolo și așa că o să fie prinși cumva la mijloc de tot conflictul ăsta, posibil o viitor conflict. Uite, dacă vrei să faci averi, cum poți să faci averi? Faci câini de întorsoile. Și dacă ai o rasă specifică și îi antrenezi chiar foarte bine, poți să vinzi cu 27.000 de lire. Unii vă un câine să coste 27.000 de lire. Bineînțeles, sunt anumiți câini de rasă folosiți pentru asta. Mi se pare că câinele ăsta este un Border Collie, cred că așa este. Da, e Border Collie. Și este antrenat special să direcționez oile către țarcul în care trebuie să meargă. Știi că sunt foarte mulți oameni din zona Australiei și noi, noi, Zeelande care cumpără câinii ăștia. 27.000 de lire pentru un câine. <laughs> te regândești. Și te, te, în loc să mai cumperi mașini scumpe, uite, cumperi câini de întors oile. face avere cu taba asta. Autobuze electrice, faine și noi pe ruta 63. Asta e o știre nouă pe care am văzut-o la ironvisits.co.uk și am văzut câteva poze și, într-adevăr, autobuzele alea arată mai fine, mai interesante. Fiecare scaun are loc unde îți poți încărca telefonul prin USB și are și buton pentru bus stop. Și e numai pe ruta 63 care duce de la Camberwell undeva către centrul Londrei. Și Campbellwell e chiar zona în care are, să zicem, nu numai prim-ministrul UK, dar mulți oameni bogați au casele prin zona Cambridge e zona aia, poș. Mergem pe mai departe, și că aflăm că COVID este încă de două ori mai periculos decât gripa, dar scade vertiginos, pentru că varianta asta Omicron, deja chiar dacă cineva s-a îmbolnăvit cu Omicron, îi creează imunitate chiar bună și mi se pare că imunitatea de la Omicron este bună să protejeze și în caz de infecție cu varianta Delta ceea ce este o veste extraordinar de bună și cumva este un, un moment de respiro neașteptat. Și se așteaptă ca pe UK, cel puțin în următoarele câteva săptămâni, COVID-ul, rata mortalității de la COVID, să scadă sub cea sau să fie la nivelul gripei. Și ăla o să fie punctul în care mai toată lumea o să zică, ok, lume calmă, aveți grijă să fiți vaccinați și pe mai departe Dumnezeu cu mila și toată lumea să fie bine mersi ce mai aflat de curând este faptul că dacă pui postări antisemite și nu mai postări antisemite, ci postări de asta de hate pe Facebook, sunt uh, situații în care o să fii uh, chemat de către poliție și, uite, o femeie a fost trimisă la închisoare pentru postări antisemite. Mai ales dacă ești foarte cunoscut, dacă pui postări din asta de hate împotriva unei anumite grupe de oameni, nu trebuie să spui, ok, grupa X de oameni trebuie ucise. Trebuie să spui că, uite, COVID-ul s-a întâmplat din cauza grupei X. Și atunci, și și atunci, poliția te poate investiga. O chestie interesantă, pe care nu știam, de exemplu, este o coaliție Stop the War. Teoretic, Stop the War ar fi împotriva războiului în genere. Dar, fiind reprezentată de Jeremy Corbyn, și Jeremy Corbyn știm că are apucături asta de socialism extremist, se pare că face campanie anti-NATO. Chiar Chia, Starma, Chia Starma, actualul lider al laburiștilor, a atras atenția faptului că Stop the War este o, o grupare, o coaliție care face campanie anti-NATO, ceea ce nu este ok. România are ceva protecție doar, doar, și doar pentru faptul că este partea NATO. Așa că Jeremy Corbyn, reprezentând așa un socialist din la extrem de stânga, nu este, nu este un om pe care vrea să îl urmezi. Nu știu dacă mai este în continuare, cred că nu mai este omul nostru în partidul laborist, cred că este ca poziție de independent. Dar adevărul este că a fost omul ăsta, a fost foarte dăunător pentru partidul laborist și cred că foarte mulți oameni vor evita partidul laborist o perioadă bună din cauza lui. Și mai ales când auzi coaliția stop the war, fi mai atent. La ceea ce promovează ei, știi? <laughs> Mai ales când promovează campania anti-NATO. Grijă mare. De curând, ce am aflat e că Crestida Dick, șefa Poliției Metropolitane, a fost trimisă la plimbare. Și probabil pe bună dreptate, pentru că se pare că la un moment dat, chiar anul trecut, Crestida Dick proteja Poliția Metropolitane și îi spunea că nu există corupție, nu există misoginie, nu există rasism, toate cele. Și rapoarte după rapoarte au tot venit de-a lungul timpului și au scos în evidență faptul că ea mințea. Ori mințea, ori, într-adevăr, nu, nu știa ce are sub, sub ea, ori nu era interesată. Ori că le trei, până la urmă a dus la uh, retragerea, să zicem, sprijinului primarului Londrei pentru poziției de, de șef a Poliției Metropolitane primarul Londrei, într-adevăr, nu poate să concedieze șeful poliției metropolitane, dar dacă își retrage sprijinul în mod public, de obicei, șeful poliției metropolitane trebuie să-și dea demisia. Cam asta e convenția. Și asta s-a întâmplat. Crestil, adică out. Pentru că n-a schimbat în poliție prea multe chestiuni, ai putea zice că n-a avut mult timp, dar pe de altă parte a încercat să spele în public păcatele poliției metropolitane de cam prea multe ori. Și, și s-a cam demonstrat că până la urmă Cresc adică a fost acolo cumva să-i protejeze pe conservatori. Și cam atât. Mergem pe mai departe. A avut loc un, uh, un scandal și în continuare are loc un scandal vechi de vreo 10-12 ani de zile cu testul de engleză care a băgat oamenii în sperieți. Era vorba de testul de engleză făcut de firma internațională ETS. Undeva prin 2014 mi se pare că BBC a investigat. Uh, o mulțime de fraude făcute la firma ITS în Test of English for International Communication. Deci se făcea un anumit test pentru limba engleză. Și s-a descoperit că o serie de centre de la ITS, o serie, cred că două centre, cumva falsificau răspunsurile pentru oameni sau cumva i-a pe oameni să treacă testul, deși oamenii respectiv nu știau limba engleză. Și de acolo a reieșit că ITS a știut informația din investigația BBC, a știut că se luau uh, testele pe nașpa și totuși n-a informat Home Office. Home Office, bineînțeles, îți cere să ai un test de limba engleză luat în procesul de uh, primirea cetățeniei. Și atunci se pare că ITS, cumva, vrând să-și protejeze și numele și banii, n-a informat Home Office. Iar când a ajuns să informeze Home Office în urma investigației BBC, a trecut pe o listă de posibili oameni care au fraudat testul, foarte mulți oameni care n-aveau nicio treabă, nu n-au fraudat testul și au făcut doar, au, au, fost doar într-un dintre testele lor de la, centrele lor de testare de la ITS. Și uite de cum, în articol respectiv, un articol foarte lung, vezi că au ajuns mii și mii de oameni să fie afectați de o firmă din asta, care în primul rând a ascuns informațiile și pe al doilea rând i-a <hântu -i> ea, ea băiat în belele pe vreo 10.000 de oameni așa iurecii. Că 2.500 de oameni au fost deportați, deși nu se știe sigur că ăia ar fi trișa la, la examen. Și al 7.200 au fost forțați să plece din UK, cei care au fost deportați au fost luat pe sus, iar cei dau 7200 probabil pe banii lor au plecat. Și în continuare firma ITS își face de cap și treaba. Și pe cât vrei să pariezi că această firmă ITS este prietenă cu ceva conservatori, puși, bine întăpuși acolo prin Parlamentul Britanic. Cam așa se întâmplă. Când e vorba de firme din astea mari, puternice, mai, mai toată lumea să uită undeva în, în alte părți. Dar e bine că există cineva ca BBC să scoată în evidență tot fel de lucruri din asta, pentru că în felul ăsta, așa o să-ți dai seama că chiar merită să te bucuri de un serviciu ca BBC, public într-adevăr, plătit din bani publici, dar unul care face investigații chiar foarte fine. Și un sfat, dacă vrei să-ți dau, legat de limba engleză, când ai tot felul de examene mai ales ăsta de limba engleză, du-te undeva către centrul Londrei. Eu am dat examenul de engleză la Trinity College London. Și în principiu, mai ales când e vorba de acte importante, caută să te duci la birouri care sunt mai pe centrul Londrei și birouri care sunt în instituții recunoscute. Eu, dând examenul la Trinity College London, am avut, să zicem, asigurarea că testul primit și certificatul de limbă primit de acolo este ok și nu o să am probleme pe mai departe. Dar dacă dai examene de limbă prin ce știu ce teste mic, mici ascunse pe undeva, s-ar putea să nu-ți iasă foarte bine și la un moment dat o să te pomnești investigat de către home office pentru o chestie pe care nici măcar n-ai făcut-o. Și așa că trebuie să te uiți. <laughs> Cumva să te protejezi, ca să zicem așa. Și aia am făcut. Pentru testul de limba engleză m-am dus la Trinity College London, iar pentru testul de limbă săină, undeva în Luxembourg este un centru pe acolo, de limbă engleză, de cunoașterea limbii și culturii britanice. Culturii și istorii britanice. Și acolo a fost un centru relativ ok, chiar la Luxembourg, nu au fost niciun fel de probleme, am primit codul de referință, am mers pe mai departe. Și ăla nu mi-a ridicat suspiciuni. Dar în principiu, dacă poți, mergi undeva spre centrul Londrei să faci tot felul de teste, în instituții, în clădiri care sunt ceva mai recunoscute, mai vechi. Și cam atât am avut de povestit în acest nou episod de podcast. Uite, o oră întreagă ne-am întins cu discuțiile, vorba aia. Acest episod a fost înregistrat imediat de aproape de 12 noaptea. Și înregistrat în data de 15 februarie 2022. O zi de marți, care fiecare dată. În acest episod, anume episodul 200, am discutat despre impresii la primă venire în UK, despre monarhia din UK sau cum o văd eu, despre valurile de grijă ce vin peste noi și despre faptul că am rămas cumva uimit de faptul că, în continuare, Prințul Charles este fan al medicinei alternative. N-am știut. Asta este. Cât ești, înveți. Eu sunt Manuel Cheta de la manuelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. Ne mai auzim că deja nu mai am voce. Baftă! National Land.